preliminare de audieri în cazul lui Covesi, ce a decis CSM. Procurorul subliniereF al Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Laura Codruca Covesi, sublinierei adjunctul său, procurorul Marius Iacob, în cazul cerora inspecția judiciară a început, în ianuarie, acțiuni disciplinare, au fost audiați la Consiliul Superior al Magistraturii timp de aproximativ 30 de minute, fiind chemați din nou 9 mai, anunț. Edinca secției pentru procurori în materie disciplinară a CSM a început la ora 1000, nu a fost public sublinierea a durat aproximativ 30 de minute. Efadna sublinierei adjunctul său, Marius Iacob, nu au făcut nicio declarație la IE, sublinierea de la CSM. Ei au fost chemați pentru noi audieri în data de 9 mai. Este o procedură care nu este public. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri de administrare de probe, cereri în apărare. Este o procedură în curs. Vom prezenta cereri în apărare, o să ne facem apărările, o să vedem decizia. Fiind o procedură nepublic, nu pot să fac alte comentarii, declara Covesi la sosirea la CSM. Inspecția judiciară a început în 12 ianuarie o acțiune disciplinară în cazul procurorului sublinierei al DNA, Laura Codruca Covesi, care este acuzat de 3 abateri disciplinare. O acțiune similară a fost declanșată sublinierea sublinierei în cazul lui Marius Iacob, procuror sublinierei adjunct al DNA. Procurorului sublinierei al DNA i se imput, între altele, manifestări care aduc atingere onoarei sau probiciei profesionale ori prestigiului justiciei, sevâr sublinierei în exercitarea sau în afara exercitrii atribuțiilor de serviciu. O acțiune similară a fost declanșată sublinierea sublinierei în cazul lui Marius Iacob, procuror sublinierei adjunct al DNA, pentru nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judectorul sau procurorul sublinierei ce există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa. Constând în ceea ce a efectuat acte de urmărire penal, fere a formulat declarație de abținere. De subliniere i se afla, în mod vedit, în situația de incompatibilitate prevăzut de articolul 64 alin. 1 lit. F, cu referire la articolul 65 alin. 1 subliniere i articolul 66 Cod Procedur Penal. Una dintre abaterile constatate de IJ în cazul lui Covesi se referă la înregistrările apărute în spațiul public, din timpul unei subliniere din ce de lucru din 18 iunie 2017. Procurorul sublinierei al DNA s-a exprimat în sensul combaterii efectelor negative în planul imaginii și credibilității instituției, generate de decizia CCR 68/2017, prin instrumentarea urgentă a unor dosare cu min subliniere 3, de impact mediatic. Sublinierea a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal,
definitiv sublinierea general obligatoriu al deciziei CCR 68/2017 sublinierea a folosit exprimări inadecvate la adresa Curții Constituționale sublinierea unui judecător al Curții Constituționale, inducând ideea în cadrul opiniei publice ce unul din criteriile în funcție de care se prioritizează soluționarea dosarelor este impactul mediatic al acestora sublinierei calitatea oficială a persoanelor cercetate, spunea Inspecția Judiciară. De asemenea, procurorului sublinierei Faldna i se impute ce a folosit fac de colegii procurori un ton superior sublinierei agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etic sublinierei deontologie ale unui magistrat, de natura genera în rândul opiniei publice un sentiment de indignare sublinierei a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor supremaciei Constituției sublinierei a legilor, precum sublinierei a imparcialității procurorilor. Prin intermediul unei corespondențe electronice, e-mail, a adoptat o atitudine nedemn, folosind la adresa procurorilor cuvinte și expresii cu un conținut vedit denigrator, insultor sublinierei amenintor, respectiv la sublinierei, bârfitori, infractori, făcând cunoscut acestora faptul ce există deja un cerc de suspecții, cu referire la un dosar penal, încălcând astfel obligația de rezerv sublinierei normele de conduită a sublinierate profesiei de magistrat, susține aici într-un comunicat de presă transmis în ianuarie. Faldna i se imput sublinierei faptul ce, prin desemnarea în calitate de procuror de caz a unui magistrat care se afla într-o vedit stare de incompatibilitate, ar fi încălcat regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, care se referă la atribuțiile procurorului sublinierei F sublinierei prevede ce acesta urmăre subliniere de repartizarea cauzelor sau, după caz, repartizează cauze în raport cu criterii obiective precum specializarea sublinierei, pregătirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea sublinierei, operativitatea soluționării cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitățile în exercitarea funcției.